Da, după cum merge 12-36, 12-36, 4 decembrie, adică după 36 de minute am dat drumul la partea a doua, că mi s-a închis partea întâi și eram cu vorba în gură. Mi-au rămas vorbele în gură și mi s-a închis partea întâi. Da, băiat, aici tirul, vine băiatul stă aici, nu-i problemă, ia până și tirul mere mai pe dreapta, el așa are impresia, ioi, așa și ei. Exact impresia care a avut așa și la. Dacă mă trec prea mult de el, o să-l suflu și o să-l arunc în șanț. Da, unde e mea mie ideea? Când am terminat pe povestea asta, prima parte. Eu vorbeam singur. Singur vorbeam. M-am uitat, s-a închis telefonul. Nici nu știu de unde sunt. Rapid, dacă am vrut să spun ideea. Deci după 36 de minute, uitați aici unde sunt. Exact tot acolo de unde am început. Exact de unde am început. Până cameră se vede așa mai aproape și eu. Aș vrea să fiu până cameră, știi? Ca să ajungem mai aproape. Da, asta e. Vreau să spun că când am început eu cursa de la Torino, acum încep să-mi aduc eu așa aminte. Exact după ce am trecut primul oraș Chieri, exact așa am avut traseu o săptămână. Și tot frig. Dacă vă uitați în filmările prime, filmări vă dați seama. Și pe îmbrăcăminte, ce să vă mai spun. Și mai multe chestii. Da, și tot așa prindeam drumul, uite așa atât drumuri din astea aveam, cu grădini agricole, de se pare că, cum ne-am, asta am spus, așa au fost și ieri, pe drumul ăsta, am spus aici stilurile. Tot așa pe drum de ăsta m-am dus și tot așa m-am culcat undeva la stradă, așa în zona asta m-am culcat, că nu aveam unde, nu aveam atâta retorică înainte, nu știam eu cum să mă culc. Mai era și prima dată, eu mă gândeam că numai din astea o să visez în cap, numai campinguri. Treburi, pe scaune, pe șezloane, pe acoperișe, cum așa aveam eu în cap, căutam din astea. Da, de tot din astea căutam, înțelegi? Nu tot de astea găseam. Eu urma avioane visam și găseam căruțe, uitați. Exact așa mi-aduc aminte. Dacă vă uitați pe hartă pe cealaltă parte, vedeți că exact același traseu. Da, așa a fost. Mai am o idee de punctat, vedeți? Trec mașini agricole aici în fața mea. Multe. Așa era și atunci. Exact așa era și atunci. Trec foarte multe mașini agricole, curăță și pregătește terenul pentru primăvară, cum ar veni. Să nu mai vede lucruri primăvara. Vor fi atunci ploi, o fi mai moale terenul, o fi mai greu de lucrat. Acum mai bun că e înghețat, perfect. Cu tractoare tati pe el, n-au treabă. Nu-l strică, nu-l... Și credet înghețați. Acum mă și îl curăță, aranjează și îl pregătește. Vara vă dați seama. E moale, după aia se împodmolește manevrele. Foarte multe mă depășesc pe partea asta. Exact când e tirul lângă mine, alte mașini în spatele meu vin, că e ușor, foarte ușor să se ghideze, care distanța între mine și tir și mă pot depăși. Deci cam tot timpul așa pățesc. Dacă vine acum un tir, nu e 100% să treacă o mașină să depășească exact lângă mine. Da, asta e partea a doua, băieții, de la traseul 2. Fric, e fric, fraților, e fric. Deci la ora asta, 12:36. Deci la ora 1 ar cam trebui vremea să fie un pic mai două moale. Deci așa a fost exact ca și dimineață. Exact așa a fost ca și dimineață. E fric, exact așa și acum. Adică dimineața când am pornit, nu chiar când m-am trezit, când m-am trezit o fost minus 3 grade, m-am făcut minus 2 minus 3 grade, azi nu cred. Și de asta zic. În momentul ăsta oricum eu n-ajung astăzi acolo. N-am cum nici într-un calcul, n-am cum. Singurul calcul era cu bicicleta, da, ajungeam. Singurul calcul, da, mi-am pus așa pentru traseu, că am zis că era să mai spăl cât de cât și să ajung și acasă, mă. Ei. Și se mai spăl seara, să arunc și acasă, nu mă duc cu ăștia. Mi se murdăria și am spus cât traseu mai am, dau cu ei să ajung și acasă și apoi să fiu și eu mai curățel. Bă, ce s-a adevărul și-s mai comoză ăștia. Ăia nu zie manevrele astea ce le fac eu. Mai mult de alte chestii. Da, plimbă și așa mai departe. Da, cam ăsta e drumul meu, băieții. Orașul ăsta de trecut și încă unul din față. Unul avea, e cam, nu știu, cred că aici o să rămân, nu știu,
văd cât e ceasul, să văd cât ceasul, că cred că eu mai fac încă o oră, o oră jumate până la următor oraș. Da, o oră, oră jumate fac. Poate și mai bine, nu știu că nu prea văd nimic în fața mea. Văd acolo un oraș, un orășel micuț, am de vreo 10-15 case. Aici la fel un orășel micuț, 10-15 case. Văd și trenul că merge pe acolo. Și aici iară un cartier, mai bine zis. Asta nu e, ce cartier? 1, 2, 3, 4, 10 case și fabrici. Uite, m-am depășit tirul acolo, ai de capul meu, Mircea jos. Jos, tatăl cătăristul ăsta este băiat și linie. Deci linie, coboară. Vezi, de asta m-am spus. Aici măcar știi, vezi că se cobori. Acolo dacă merg pe linia aia, pe direcția asta și pe drumul ăsta, trebuie să merg pe partea asta altă. Că aici vezi și stai măcar, până trec. Mamă, eu linia am în față, cred că s-o spar ceva conductă în față. E mașini, cât e ceasul 1. Cred că acum merg așa la pauză, sau unde merg la pauză, că aici e sat. E sat aici, unde merg la pauză? Este în oraș în fața mea, în spatele meu, la Setia. Mi s-a părut orașul ăla prea așa, nu știu, mie nu mi-a plăcut orașul ăla, chiar nu mi-a plăcut deloc. Nu mi-a plăcut deloc, nu știu, n-am avut nimic așa. A fost așa, zici că e un oraș economiciu, nu mi-a plăcut, nu știu, nu mi-a plăcut. Centrul ăla a fost centru. Magazinele alea. Nu știu, nu mi s-a părut mie ok. Și ăla a fost, nu știu, mie nu mi-a plăcut orașul ăla. A fost, și nici n-am avut ce filma, că n-am văzut nicio curiozitate. N-am nicio curiozitate, o casă, zici că erau case de 10-20 de ani abandonate și aruncate așa, lăsate acolo, nu știu, n-am înțeles nimic. Oricum, structură de istorie n-au avut, oricum dau seama ce pe așezare, structură de istorie n-au avut, de acolo băiatul doarme, băiețașul iară doarme acolo, cătucă, scoală-te, că vine Crăciun, iepure ăla, ăla e curașul. Da, se vede fundulețul, fără codiță. Da, îți bugați pe aici. Acum, fug afară, că merg tractoarele și curăță. Ia, și aruncă ceva pe ele, ceva alb. Vezi, astea-s manevrele. Dar nu le mănâncă el. Asta e manevră. Da, nu s-a aruncat nimic înainte. Atâta să munceam manual, nu era... Am o producție, să facă multe, de aia să aruncă tot felul de chimii, să fie producția multă și frumoasă, înțelegi? Nu cum era înainte, puțină și bună și dulce. Mamă, zici că am crezut că mă aruncă jos. Bă, frigul ăsta, manevră, ia să-mi bicicleta, mâncața și... N-are treabă, ăsta e stranie, 100%, Italia nu o să vezi tu. Eu n-am văzut Italia pe biciclete pe drumul din asta. Stranie. Iau mașini, taxi, nu, hai, nu te teme, hai, că trebuie să oprească, hai, nu te teme, tătucă, gata, nu mai pot. Deci la deal, tătucă, probabil. E greu, tati. Vine multe, tătucă, n-ai ce faci. Ciao! Sì, lo so, da 9 mesi. Ma anche male. No, male no. Male no. Sai che ci siamo incontrati a Tricera. Tricera? Alte alice lei? No. Di dove? Dove sono io? Da Romania. Dalla Romania sei arrivato fino qua? No, sono già venuto da Torino. Ah, da Torino. A Torino così, io fatto giro tutta Italia. Io sono albanese. Lo so, ne sei italiano, perché non vai italiani con la bicicletta, questa strada. Io vado tutti i giorni con la bicicletta. Sì? Dove? A Ronsecco, per andare a Trino, non dopo so. Tronzano. Sì, è andato a Tronzano. Da dove è arrivato? Da sette, questo è un paese di qua, non questo, un altro di là. Sì.
Io sono andato a Santia, Santia, sì, sì, sì. Io vengo di là. Sì. Santia è di là. Sì, sì, sì. Mercedes è là e io sono di un'altra parte là. Ma cosa fai per vivere? Eh? Cosa fai per vivere qua? Cosa fai per vivere? Dove io, lavori? Io avevo la famiglia qua, ma sono andati via tutti. Ma ok, da deve fare qualcosa per vivere. Sì, deve lavorare. Moratore, tutti siamo moratori. No, ma io ho cominciato da giovane a fare moratore nel mio paese. Okay. Poi siamo arrivati qua nel 2000 con la famiglia. Sì. La famiglia adesso, ormai i figli sono andati perché sono sposati. Io sono rimasto da solo là, ho una casa enorme, tre piani, 1800 metri quadri. Da quanti anni sei qua? Io da 20. Oh, dal 99. Oh. 23 anni, 24 anni che parli bene italiano, da 20 anni in campo. Ma porca miseria, all'inizio non era facile perché sono arrivato cosa 40 anni, ho 63 adesso. Ok, sono vecchio. Sei 20 più di me. E c'è 43. Quando ho finito io militare? No, io militare ho finito nell'81, 79-81. Lei è nato 83 con il mio genero, '82 a Milano, a Milano, è dell'82 lui. Ma moglie sta nel padrumo, sta io in casa, ma... io parlo camminare, con... camminare fa male adesso. No. No, pleosa, dopo 40 anni fa malissimo. Ok, c'è più di 40. La bici fa bene. Io pesavo all'inizio 100 kg. Quando ero qua con la mia famiglia, la moglie mi dava tanto da mangiare, lavoravo tanto. E pesavo 100 kg e stavo malissimo. Quando abbiamo fatto il matrimonio della mia figlia giù in Albania, non riuscivo neanche a ballare, stavo malissimo. Dall'epoca mi sono con cambiato. Questo fai problema, questo no, con questo fai tutta questo li fai bene. Ho capito, io faccio un'oretta al mattino, adesso d'inverno faccio un'oretta camminata, ma non di più. Io fa 20 25 30 giorni, lo so, ma dopo 40 anni le ossa si consumano questi qua. Ok, dopo 40 anni non mi interessa adesso perché c'è 43. Più, non riesci più a camminare poi. È il problema quando diventiamo vecchi non riusciamo più a camminare. Quello è il problema. Se io non cammino, a me non mi frega niente le braccia, ma senza gambe come faccio a vivere nella vita? Devo muoversi io. Bici ti fa dimagrire, ti allena però un'oretta mattina fa bene d'inverno, d'estate d'estate io prendo la bici direttamente, poi vado al mare d'estate vado a Genova, là, dopo Genova, tutta la riviera, quest'anno ho fatto 35 giorni di, ma non di seguito, una settimana sì, una no, perché c'ho l'orto, c'ho tutto da tagliare l'erba a casa, per quella. Vado su e giù. Da casa mia a Genova un'oretta ci impiego io, esco a Varazze poi faccio tutta la riviera con la bici, un giorno qua, un giorno là, un giorno là, la bici, là, sulla riviera, un giorno qua, un giorno là, faccio visitare tutti i paesi là, mi giro, la macchina lascia un posto, poi la sera torno in macchina. Il mare fa bene, nuoto soprattutto, io vado un'oretta e mezzo dopo di quelle casine andato ritorno a nuoto. Sì, nuoto fa bene, ti allena dappertutto. Ma in Romania dove? In Bucarest? Baia Mare. Noi avevamo un nostro amico, ma tanti anni fa, un albanese, ma non lo conosci. Jim, all'Hollywood lui. Era no, un primo ma non gli stanno i tazzi. Era... Guarda quella non è bene, è tazzo, mi stanno nei popoli. Come si chiama quella? Più famosa al mondo, era fotografo. Lui. Sì? Sì. Non mi. No, il cognome, però Jim si chiamava. Era all'Hollywood lui. Era albanese, è cresciuto a Bucarest, in America studiando. Io ne vedi, guarda. Ma cosa li fai filmare? Sì. Perché? Per me. Per YouTube. Ah no, guarda il vigile, ha passato il vigile. Sì. Ogni casa. Ok, dai, andiamo.
va bene? Ci salutiamo. Ti saluto anche io, ti saluto anche io. Anch'io mi piacerebbe ma questa non è tempo qua perché c'è freddo. Con la bici mi piacerebbe andare lontano possibile. Facciamo che vogliamo. Facciamo che adesso altri. Dove vai a Torino? A casa, ce l'hai a casa a Torino? Io fai, trovo qualcosa di là. Ah, no, io vivo in Inghilterra, io vivo anche in Inghilterra a Londra. Io ho mio fratello a Oxford che vive là. Sì? A Oxford con la famiglia. Mamma, dai, che non può essere stato abitava bonita. Qua lui, a Tronzano. Sì? Bravo. 15 anni ha vissuto qua e da 10 anni che vive a Oxford. Bravo lui, tanto. Da. Ok, okay, ci ciao, vediamo, ciao. Ci vediamo. Buona camminata, anche te, anche a te. Anche a te, anche a te. Adesso che ginnastica che sta un timp acum, come on, man. Adesso che am oameni cu care mă întâlnesc, le caut eu de informat. Asta cred că era rupt de bat, mă. S-a văzut pe el că era rupt. Nici după aceea merg pe bicicletă. Am asta stânga dreapta. Au zis că nu merg pe jos, că te îmbolnăvești la picioare. Da, mai dreptate să mor tu. Du-te pe bicicletă. De-aia nu pasă margă, că nu pasă margă. Dacă n-ai mișcare, păi ăsta e cel mai sănătos lucru care poate să aibă un om. Mersul pe jos și mișcările fizice, că prin corp tot miști. Bine, acum pe drumul ăsta e doar mai multă concentrare și echilibru, ca așa numesc eu. Concentrare și echilibru, iar mă bag. Tătucă, dacă stau, frate, acum n-am timp, mi-a spus, vezi, asta a fost numai una care a zis așa filmată, fără să vreau. Eu povesteam de el că nu-i străin, că n-are cum un italian să vină pe aici, el și mi-a zis că e albanez, zic, știu, am știut, că zic, pe drum când mă întâlnesc cu oameni, cu biciclete sau pe jos, știu că sunt stranieri care n-au bani de bilet, care sunt pe jos, sau au biciclete. Mă refer cu genul ăsta de bicicletă, cu portbagaj și cu manevre și cu ce o fi pus găsit în bagaj. Că oricum, povestea lui e doar povestea lui și nu vreau să iau în calcul povestea lui, că știu eu, fiecare are povestea lui, dar nu înseamnă asta că fiecare trebuie să credem în povestea fiecăruia. Da, povestea mea e asta, după cum vedeți, e filmare, discuție între oameni. Am văzut că el vorbește prea mult și eu mi-am dat seama că eu am o teorie. Dacă vorbești prea mult, înseamnă că n-ai nimic de spus. Lucruri care nu mă interesează și alte chestii. Nu m-a lăsat nici să-i mulțumesc, nu m-a lăsat să-i zic absolut nimic, vorbea într-una. Dacă vorbea într-una, înseamnă că punctul meu de vedere asupra întâlnirii care am avut-o cu el, nu mi-l puteam spune, pentru că am văzut că băiatul vorbea prea mult și nu mă lăsa să intervin cu curiozitate. Foarte puțin curiozități. Am spus, l-am și cunoscut, știu ce face. Am vrut să vorbesc aici pe YouTube ce face și știu ce viață are. M-am uitat și la el, m-am uitat și în portbagaj ce are. Și l-am analizat repede după vorbe. Pensionar, trece din ceva, ajutor social. Credeți-mă că trece din ajutor social, că se vede pe el. Și dai seama, mai ales și fiind și altă naționalitate. Că trăiește și italieni în ajutor social, ce nu trăiește el. Da, muratore, dacă lucra și muratore, e perfect. 100% ajutor social. Că muratore se lucră odată la pan, lucru de 2-3 luni, mai ales în Italia. Aici nu este chiar genul ăla de firme care se ocupă numai, nu. Aici te aginești așa ocazional, pac, 2 luni, 3 luni, 1 an, 2-3, pleacă acasă, nu au făcut nimic, vin alții și uite așa e sistemul, știi? Asta e și sistemul la constructori. De-aia constructorii nu au ani de vechime. Nu au ani de vechime. Pentru că constructorii nu lucră zi și noapte, adică nu lucră în fiecare zi ca un angajat la MC sau la CD sau la PD. Înțelegi? Aia nu se fac. Aia fac vechime. Că aia fiecare se margă acolo un an, 2, 3, 4, 5, chiar poate și 10 lucruri acolo până ajung șef. Și după aia acolo stau la birou. Fiecare merg în domeniu. Și ăia pot să aibă și vechime. Muratore înseamnă constructor, înseamnă lucruri 3, 4, 5, maxim 6 luni pe an, adică calculate pe zile și ăia e munca ta. Nu crezi că lucruri în fiecare zi? Rar. Eu n-am auzit un constructor să lucre în fiecare zi. Care zice așa ceva, îi spun că e mincinos în față. Deci direct în față e mincinos. Iarna nu lucri că n-ai ce lucra, ca așa e.
construcții. Sunt foarte puține construcții care se bazează pe... Mamă, ce mic e aici, am uitat așa. Mă duc pe cealaltă parte. Mamă, dar ce mic e aici, cu vietirul ăsta la viteza asta. Mă aruncă jos nici și o jumătate de metru. Mă duc aia, mai câștig aia, mă duc dincolo. Da, asta e ideea. Atunci l-am perceput repede, nu știu care e manevra și asta e. Pe Anglia un pic e mai bine chestia asta, știi că pe Anglia îți spui tu cât ai făcut, tu, taxe, bam, 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 se calculează și pe Anglia e mai calculată chestia asta. Dar aici în Italia nu așa pe multe chestii. În Italia nu trebuie să plătești, să lucri 6 luni, 12 luni curat, nu. No. Lucrurile cât plătești, îți plătești taxele anuale și la revedere. Înțelegi, care e taxa, atât ai câștigat, atât ai primit, atât ai contribuit la stat, ciao. Te bagă la minim. Adică la pensie minimă. Pensie minimă în Italia, undeva la 1000, 1500, ceva acolo se calculează pensia minimă la italieni. Și acolo la fel, pe diferite grade și așa mai departe. Da? Să las eu astea, uitați cât tot mergem. Cât am 20 și cu o jumătate de oră filmat acolo. Cum am, mamă. Deci eu de oră jumate mă duc aproape pe drumul ăsta și încă nu l-am terminat. Deci n-am ajuns într-un punct. Adică, acum văd în fața mea, la o jumătate de oră, niște copaci, care le vedeți și voi, adică ăștia, până acolo, e mult. Da! Și astăzi conversația mea cu oameni, așa mă gândesc eu cu oameni, pe orașe, buongiorno, mă mai opresc eu, îi mai opresc eu, nu mă mai opresc ei, îi mai opresc eu, de multe ori curiozități, buongiorno, când văd că stau așa singur la masă, uite cu capul în sus, știu că am cu cine povesti că e plictisit de viață și au lăsat să-mi spună toată viața lui în 2 minute. După aia găț. Era un acolo la bar unde am stat, dar eram ocupat pe telefon. Da, eram preocupat, mesajul un altă și mai departe răspundeam. Deci cam ăștia, bă, ăștia mă gățu de ăștia, că stau să uită în sus. N-au la ce să uite, despre plictisit de tăte, nu mai vrea să vadă pe nimeni și ar vrea să vorbească cu cineva, apă se vezi tu bucuria lor. Când mă bag eu cu ei în seamă, că o să spună că el a fost mafiot, a fost gangster, că-ți dai seama singur care o să-l creadă, trebuie să fiu eu, pentru că tăți din oraș îl cunoaște și nu crede că a fost gangster și mafiot. Da, și asta zic eu. Asta e povestea mea. Mie poate să spun orice, el așa crede că crede, înțelegi? Așa e omul care se întâlnește cu omul prima dată și caută cea mai importantă poveste și cea mai frumoasă poveste ca să-i spună lui să-l creadă. Să-i foarte mult să vă gata cu mine. Mamă, iar mă bag, dar nu-i bă, pe partea nu mai e loc deloc, mă. Deloc nu mai e loc, gata, ești pur și simplu groapa. Mamă, vine și tir, mâncața sufletul tău. Da, asta e șmecheria manevra. Apoi îmi povestesc e tot felul. Apoi eu le lasă cu ce ai făcut. Pensie, ai pensie. Ce ai lucrat la viața ta? Și apoi zice, pazdic, e bun tătucă, înseamnă că ai fost mafiot. Ai lucrat pazdic la fabrica de porți. Sau ai putut lucra pazdic la fabrica de pazdici. Deci unde se fabricează pazdici. Multe sunt. Hai mă, trebuie. Gata. Gata, băieții, ce să vă zic, cam asta a fost partea a doua la story și o poveste. Dacă stau să țin până la pădure, mult. Am pupat. Normal, asta era prima parte, dar s-o întrerup din cauza că se scăca telefon. Da, pe cum vedeți, pustiu încă persistă. Persistă, tată, nu fac nimic astăzi, nu mai mă concentrez, dar să mă duc înainte, alte aspecte nu mă interesează. Oricum la Torino nu ajung, dar vreau să iau cât pot din kilometri care mai am ca să mă apropiu mâine, înțelegi? Miercuri, să vedem joi când trebuie să plec eu, trebuie să mă duc neapărat acolo într-un loc, am o filmare de făcut acolo foarte, foarte ultima fiind, ultima care o să intră în povestea aventurii, dar ultima va fi aia, deci aia când o vreți zic gata, aia va fi ultima pistă. O sare. Apoi restul, shorturi. Numai să ajung acasă, bag la shorturi în fiecare zi 6. Apoi ne apucăm de vizualizări după aia. Pe short. Oricum acum am algoritm de 4-5 mii de pe... Am algoritm de 9 mii.
Îți dai seama că abonații pe YouTube, 1500 care am, n-am cum să-mi dezvolte algoritmul. Acolo am văzut că nu prea contează ce. Păi am pus una la bunica, am 3000 de vizualizări imediat. La bunicu. Aia e o filmare de... Doar am pus-o să fie pus acolo. Ce e acolo? Tată, geantă, ermetică ruptă. Eu am pus-o să fie acolo, să înlocuiesc ala, altfel n-am făcut-o. Mă nervez și fac o filmare aici. La țară. Și gata. Cam acolo. Așa e. Da, să lăsăm astea, vedem ce facem. Și... Plecăm mai departe, o zi bună, mânușa de motocicliști aici, am pupat și chiar și un medalion, ia să țin, da. Măcar să fie cu manevră. E gol, e un element de ceva. E bucat de aluminiu, un element, de aia, pâc, foarte ca. Da! Ce să vă spun? Băi, azi e manevră, ce e astăzi, mă, nimeni știu ce astăzi, luni. 4 decembrie. Exact când am zis eu. Cam așa și-am calculat. Dacă ajung în 20, exact de 6 ajung la Moșin Galbin. Cu vremea asta. Rigura să nu-i problemă. Să nu ploaie. Dacă plouă, ciuciu, nu mai mă duc. Mă duc cât pot cu umbrela. Dă-i seama, dacă văd că plouă prea tare, nu-s mai kilometri, să mă duc eu 20-30 de minute cu umbrela. Aia nu-s bun, mă-s la picioare. Da, o zi bună, m-am pupat. Și ce să vă zic, ăsta sunt eu, băieții, da, de acolo vine tata, adică de acolo vin și în direcția mă duc, m-am pupat, e mult, pa, pa.